Lucrurile de reconstrucție de la parterul unui bloc de locuit din orașul Florești a semănat frică printre locatari. Asta pentru că au fost demolați piloni și pereți importanți pentru durabilitatea casei. Lucrările au fost inițiate de soția unui funcționar public, care, paradoxal, este responsabil de construcțiile din oraș. Și asta nu e tot. La același parter funcționează și un supermarket, care a transformat viața locatarilor într-un infern. Când, după zguduiturile astea, o crăpat la femeie peretele în casă, alta se duce de aici din casă, că a spus că nu mai poate să trăiască, deasupra ferestrele, sclap, copiii nu dorm, speleți. Ne-am dus să vedem ce-i. Când ne-am dus să vedem ce-i, iată, uitați-vă ce am văzut noi. S-a făcut, s-a tăiat pilonul principal care era, s-a tăiat plițele dintre, au ajuns la fundamentul casei. Oamenii se plâng că muncitorii au camuflat încălcările și că există riscul ca blocul să se prăbușească. În subsol s-a dărâmat pilonul sau cum să-i zic, porțiunea aceea care are o importanță de bază tot pentru construcția noastră, pentru casa noastră. Închipuiți-vă și în caz de ceva și poate să prăbușească tot. Și crăpătorii s-au prins și la fundamentul farmat cu casa nu se poate de farmat și plita s-a pericritit totul farmatul. O parte din etaj este arendată de soția șefului secției construcții, gospodărie comunală și drumuri din Florești, Valeriu Cegorean. Aflat la fața locului, acesta a refuzat să discute cu presa. Voi хозяин этого магазина, где идёт ремонт, насколько я понимаю. Я не хочу, чтобы меня снимали. Я считаю, что у нас есть гуманный суд, и он решит, на какой стороне прав. Ulterior, funcționarul public nu a fost de găsit la locul de muncă pentru a comenta situația, așa că l-am contactat telefonic. Domnul Чегорян, добрый день. Bună ziua. Это репортер Nord News, мы с вами уже сегодня говорили по Штефан Челмари 30. Вы не со мной должны говорить. А с кем? Там моя жена арендует, и с ней надо говорить. Primarul a hotărât ca lucrările să fie sistate, doar că decizia finală aparține inspecției în construcții. Este dispoziția primarului de sistare a lucrărilor de construcție. A fost inspecția în construcții și a întocmit un proces verbal persoanei care ia în arendă sub etajul 1. Noi nu avem procesul verbal, dar din spusele inspecției în construcție a fost obligat să restabilească la starea inițială subsolul. O altă problemă a locatarilor este supermarketul de la parter. De 8-9 luni noi cu dânșii ne batem. Eu aud, merge cum ei vorbesc, cum ei merg pe tocuri, cum merge rohla, cum merge tachica și căldarea și care spală visela, spală podeaul la dânșul tot e pe roț. Da, noaptea noi avem alte. Noi ni s-au pus 3 condiții de aer condiționat drept la ferestrele noastre și noi noaptea nu dormim de la condiționerii care merge un zgomot așa. El nu e așa de pronunțat cât e tocmai să ridic. Administrația magazinului susține că a făcut tot posibilul pentru a reduce nivelul zgomotului. Au cumpărat cărucioare pentru produse cu roții din cauciuc și chiar au modificat graficul de muncă. Mă bășt de la sebea, de la șupă neat mișaie, им или нет. Экспертиза наглядно доказала, что мы никак не превышаем уровень шума, тем более он даже чуть-чуть превышает половину нормы. Примария обращалась она неофициально, может быть они направили, если не ошибаюсь, да, было такое, и мы им как ответ дали заключение экспертизы, которую только что вам показывал. О экспертиза специалистов de la Centrul de Sănătate Publică Florești arată că nivelul zgomotului admisibil în clădire este depășit. A doua oară, nefiind avertizat localul, au fost efectuate măsurări în perioada de la 8-9, când este mai mare ajotaj de împlerea magazinelor, aduce mărfi, clienți și așa mai departe, au fost efectuat și, într-adevăr, au fost depistat cu 10-20 decibeli mai mari, mărit echivalentul sunetului, decât normele care sunt pentru casele de trai. De numerate ori au fost adresate către noi plângere că este zgomotul prea mare de la magazinul local, SRL-ul imensitatea. Pentru rezolvarea problemei o să ne adresăm către directorul nu companiei date, nu a magazinului, dar către proprietarul imobilului, ca să încercăm să soluționăm problema cu dumnealui. Nivelul maxim de zgomot admis în clădirile rezidențiale este de până la 40 de decibeli.